Prieteni, bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă anunț că rubrica noastră preferată revine. E prima duminică din vară și deja au fost realizate câteva transferuri importante despre care pur și simplu nu putem să nu vorbim. După cum v-am obișnuit și în anii trecuți, în fiecare duminică a verii vom colecta într-un filmuleț cele mai fresh achiziții din lumea fotbalului. Eu vă doresc vizionare plăcută și o vară frumoasă! Împrumutat de PSG de la Inter, Mauro Icardi trebuia să rămână la Paris până în această vară, însă cele 20 de goluri marcate în 31 de partide i-au făcut pe șefii parizieni să-l oferteze pe argentinian în vederea unui contract permanent. Acum câteva zile, atacantul de 27 de ani a spus da, punându-și semnătura pe un acord valabil până în 30 iunie 2024. În aceste condiții, plecarea lui Cavani este inevitabilă, aș zice. Potrivit mai multor surse media internaționale, se pare că PSG le-a dat celor de la Inter 60 de milioane de euro. Italienii cereau mai mult, însă în contextul pandemiei au acceptat și această sumă. Noi trecem la unul dintre cele mai discutate subiecte din fotbalul autohton din ultima vreme. Yanis Hagi, care până acum a fost împrumutat la Rangers de belgienii de la Genk, a semnat un contract definitiv cu scoțienii. Anunțul a fost făcut chiar de cei de la BBC. Sursa citată mai scrie că suma transferului este egală cu 5 milioane de euro, iar contractul cu românul este valabil pentru următorii 5 ani. Antrenorului Rangers, Steven Gerrard, a avut mereu doar cuvinte de laudă la adresa lui Hagi Junior. Într-un interviu mai vechi, fostul internațional englez a declarat că Yanis este genul de fotbalist care poate rezolva de unul singur soarta unui meci. Cu 53 de titluri obținute de-a lungul anilor, Glasgow Rangers este cel mai titrat club din Scoția, având cu 3 trofee mai multe decât eternii rivali de la Celtic. De asemenea, cei de la Rangers mai au în panoplie 33 de cupe ale Scoției și un trofeu al Cupei Cupelor. Nu au stat cu mâinile în sân nici cei de la Olympique Lyon. Francezii au cumpărat un internațional camerunez de la Villarreal. Este vorba despre atacantul de 27 de ani, Karl Toko Ekambi. Acesta are 30 de meciuri în naționala Camerunului. Contractul a fost semnat pentru 4 ani, iar suma cheltuită de Lyon până acum este egală cu 11,5 milioane de euro. Ulterior, francezii pot să mai transfere în contul celor de la Villarreal încă 4 milioane sub formă de stimulente. Au făcut primul transfer din această vară și cei de la Manchester City. Nu este o achiziție răsunătoare, mai degrabă este o investiție în viitor. La inițiativa lui Pep Guardiola a fost adus portarul de Nice, 16 ani, de la Sporting Lisabona. Este vorba despre Diogo Pinto, care l-a impresionat pe antrenorul cetățenilor prin calitățile sale fizice, măsurând deja 1,93 m, asta în contextul în care va împlini 16 ani abia în 18 iunie. Este și ziua în care va fi prezentat oficial de cei de la City. Nemții de la Bild scriu că Chelsea ar fi ajuns la un acord cu Timo Werner pentru o sumă de transfer în valoare de 60 de milioane de euro, iar englezii de la The Sun spun că atacantul în vârstă de 24 de ani va semna cu aristocrații un contract valabil până în 2025. Pentru început va avea un salariu de aproape 12 milioane de euro pe sezon. Cu această ofertă înseducătoare, cei de la Chelsea le-au stricat sărbătoarea rivalilor de la Liverpool, care de multă vreme visau să-l transfere pe Werner. De asemenea, neamțul a mai fost dorit și de echipe precum Manchester United sau Bayern München. Această achiziție este una vitală pentru Chelsea și nu pentru că și-au suplinit lotul cu un jucător extraordinar, ci pentru că este un semn că gașca de pe Stamford Bridge încă este o forță a lumii, care poate sufla de sub nas un fotbalist de la orice echipă a lumii. Acum câteva luni, Lampard a obținut semnătura starului de la Ajax, Hakim Ziyech. Sunt mândru că voi juca la un asemenea club, a declarat marocanul. Suma transferului a fost egală cu 40 de milioane de euro. Fotbalistul de 27 de ani, care va veni pe Stamford Bridge în această vară, a semnat un contract valabil pentru 5 sezoane. Acum, principala țintă a lui Lampard este fundașul stânga de la Leicester, Ben Chilwell, care a progresat foarte mult în ultima vreme.
Acum e vremea să vorbim despre un transfer care încă nu a fost confirmat oficial, dar din ceea ce spune presa engleză, acest lucru se va întâmpla inevitabil în timpul cel mai apropiat. Cei de la Newcastle, după ce și-au schimbat proprietarul, au ales care va fi prima achiziție. Este vorba despre jucătorul lui Liverpool, Cedran Shaqiri. Elvețianul, un talent evident, nu se poate impune în echipele mari, gen Bayern, Inter sau Liverpool. În schimb, ne amintim cum practic de unul singur o ducea înainte pe Stoke City și cât de bun e în echipa națională. Se pare că Shaqiri iubește să fie el number one. Dar într-o echipă ca Newcastle, acest lucru îi va fi pus la dispoziție cu siguranță. Va avea toată libertatea pentru a-și arăta valoarea. Are 28 de ani și încă mai are multe de demonstrat. Atât pentru astăzi, prieteni. Dați like dacă v-a plăcut, abonați-vă și conectați notificările pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă pe acest canal și nu uitați principalul, iubiți sportul, pe curând!